Anul ăsta ești participant la noua sesiune Lean. Less is more, adică cum să faci un film cu bani puțini, un film interesant cu bani puțini. Cum ai ajuns în proiectul ăsta? Cum am ajuns? Păi am aplicat pentru că scrisesem un prim draft la filmul pe care, cu care aș vrea să debutez și mă împotmolisem grav. Și a fost o decizie de comun acord cu producătorul, producătorii, de fapt, cu Irina Malcea și Paul Negoescu, să încercăm să mergem la un atelier de ăsta, să scoatem cămașa pe undeva, că stagna, deja lucrurile stagnau. Și eu cel puțin aveam un mic blocaj. Și de ce ai ales ăsta? Păi, nu pot zic că l-am ales neapărat pe ăsta, cred că ne-am înscris la mai multe, cred că ei mai degrabă ne-au ales pe noi. Cred că așa funcționează. Cred că am depus și la Connecting Codebus și la ăla în Cehia, Midpoint-ul. Cu Midpoint-ul chiar am ajuns în faza finală cu interviu, dar până la urmă Lim a sărit și cred că până la urmă e cel mai bine că a fost așa. Nu știu, așa simt. Less is More împărțit în trei etape. E una care a fost deja în Polonia, lângă Cracovia, undeva într-o pădurice. Urmează asta a doua acum la Cluj, lângă Cluj, tot așa într-o pădurice, am înțeles. Și ar mai fi una, da, care ciupește, exact, și festivalul TIFF și o a treia etapă care o să fie în Bretagne, am înțeles până la urmă, în nord-vestul Franței. Aia o să fie prin noiembrie undeva. Deci momentul actual e post. Cracovia două săptămâni înainte de TIFF, de etapa a doua la Cluj. Post-Cracovia, care sunt concluziile? Cum a fost? Intens. Adică așa, într-un cuvânt, a fost intens. De-a lungul vieții am mai participat la ateliere de asta, dar era o zi, două, trei maxime. Asta a fost o săptămână și îl simți. Îl simți și în cap, îl simți și în suflet, și în mușchi, și în oase. Adică a fost intens în toate punctele de vedere. Te solicită, te întoarce pe toate părțile. E și o rigoare de asta în felul în care se discută la atelierul ăsta, în care uneori stai și asculți, ți se spune și trebuie să taci. Și ești obligat să taci ca să poți să știi să încasezi ceea ce ți se spune fără să te aperi. Și după aia, nu știu, după trei ore genul ăsta, ai 5 minute în care ai dreptul să spui ceva. Sau abia a doua zi ai 10 minute în care poți să ripostezi. Și atunci tot ritmul ăsta de a asculta, de a vorbi când foarte esențializat, te consumă. Dar constați că de fapt e constructiv, pentru că tendința ta ca realizator de film este tot timpul să dai pe afară. Și ei te învață cumva să te retragi un pas, ca să poți să vezi și imaginea de ansamblu care îi ți-o oferă. Ce se întâmplă cu scenariul tău după această etapă? Păi, cred că se întâmplă ce normal trebuie să se întâmple, și anume că te faci să-l regândești. Și de asta zic, leg de ce ziceam la început, că ei te învață să privești cumva simplist, dar nu. Simplu, dar nu simplist. Adică te învață să scoți părțile care ai nevoie sau, nu știu, mici legături sau mici acțiuni care poate mai degrabă încurcă decât să salveze situația. Și eu cred că eram cumva în punctul ăsta. Vreau foarte multe lucruri acolo să simtă că ce film bun am să fac eu, ce deștept sunt eu și toate alea trebuie să vadă. Și după etapa asta am învățat că trebuie să mă scutur de multe lucruri pentru că alea ar putea răzbate și altfel. Și nu știu, să-l lași în suspensie și mai degrabă ai șanse ca spectatorul să ajungă la concluziile care vrei tu prin lipsa lor, să-și facă el în cap traseul emoțional sau dramaturgic. Deci e clar că a evoluat. Fără discuție. Adică o evoluție este și știu că mai urmează. Adică cel puțin când venisem din Polonia aveam senzația, așa că mi-a cam explodat povestea în față. Că, nu știu, chiar am nevoie de o pauză să reiau gândurile vis-a-vis de el. Și acum, deși m-am mai liniștit, începe să simt așa că ies din codru, dar simt că mai e încă de lucru, adică clar mai e. I-am dat la facultate în 2008, la facultatea film aici în București. Înainte făcusem ziaristica la Iași, ca un fel de zonă, de etapă, tampon și de coacere, de maturizare, cum vreți să-i spuneți, știind că, sau nu știu, spunându-mi se că e nevoie să fii un pic mai trecut prin viață ca să faci meseria asta.
Și de atunci, din 2008, tot ce am făcut, nu știu, a fost legat de asta, m-am dedicat total. De ceva timp chiar reușesc să mă întrețin 100% din meseria asta. Ce feedback-uri ai avut la scurtmetrajului pe care l-ai făcut? Știu că erau niște premii, da, la festivaluri internaționale, dar hai să vorbim un pic despre ele. Am simțit așa mai mult că mai degrabă ce, sau cum mi se spune de obicei, că sunt într-o zonă de asta de film de public, așa, așa mi spune, ceea ce mă bucură, că nu, la festivalul sincer nici nu prea mă pricep, adică că mă puneți să le enumăr, nu prea le știu, am auzit așa de Carlo Vivari, Berlin, am mai fost pe la câteva, dar nu-s chitit pe ele să satisfac prin filmele care le fac, nu știu, trendul anului. Mai degrabă am făcut filme care m-au interesat pe mine și am crezut eu că ar putea să-l intereseze și pe public. Și cumva cu lungmetrajul cred că tot în zona, adică vreau tot în zona aia să fiu. Să fac un film să te intereseze ca om normal pe stradă, nu ca cineast sau critic de film sau analist de... în zona asta. Povestea în scenariu, când mi-e și groază să-i zic că e film, în povestea pe care o am, se întâmplă într-un viitor foarte apropiat, gen, nu știu, 2020, 21, 22, în România, când în prima zi a campaniei electorale pentru parlamentare se întâmplă un fenomen foarte straniu în România și din 6 în 6 ore, timp de 24 de ore, mor câte 10.000 de oameni răi. Astfel că la final se mor 50.000 de oameni răi și se creează falsa asta impresie că dacă mor aia răi, noi ceilalți o să trăim mai bine. Bineînțeles că nimeni nu știe că chestia asta va dura doar 24 de ore și nici nu se știe cine e rău, cine e bun și practic toată lumea intră într-o paranoia de asta că va scăpa sau nu cu viața. Iar eu urmăresc povestea unui taximetrist, care este un om normal, un pic așa golănaș, care este plătit de un politician să fugă, să-l scoată din țară pe bani. Adică îl plătește să-l scoată din țară. Și practic ei constată că sunt captivi în situația asta, așa au câte 6 ore să demonstreze că ei de fapt sunt buni și nu răi. Am înțeles. Știu că ai mai făcut un film care are așa în centru povestea unui politician. Era un analist politic ăla, de fapt un acolit al Cătălina. Asta e faza că, iar cred că e incorrect să spui că nu te interesează politica, mă interesează, dar, cum să zic, e frustrant ce se întâmplă la noi în țară. Vrei parcă cumva să, nu știu, să agiți și tu în steguleț că ceva e în neregulă. Și cred că ăsta o să fie felul meu de a, nu știu, de a semnaliza asta și cred că asta am vrut să fac și cu scurtmetrajul. Nu știu, așa, consider într-un fel că noi regizorii suntem un fel de cronicare, așa cum era Grigori Urechi, Neculce, știi? Trebuie să punctezi ceva social vis-a-vis de epoca în care trăiești. Adică trebuie să spui ceva despre lumea în care trăiești. Și cel puțin lungmetrajul meu ar vrea să ating un pic și aspectul ăsta. Nu poți stai așa la hăhăit tot timpul. Adică trebuie să spui ceva pe masă să conteze, de-aia zic, să intereseze pe oameni. Asta e cel mai important. Să se regăsească cumva. Păi asta e faza că eu aș vrea să fac toată comedie neagră. Adică știu că subiectul e ciudat, e apăsător, e poate turbat, dar nu. Poate de-aia e atât și atât de complicat să-l scriu. Aș vrea să fie o comedie neagră, ca cu situații caragioase în care să râzi și după aia să-ți dai seama că ai râs și să-ți fii rușine, că de fapt, da, că de fapt râzi de tine, că de fapt așa e și tu ca ăia. Și... adică aș vrea să fructific stilul ăsta românesc de a, nu știu, reacționa doar dacă au cuțitul la os. De a îngrășa porcul în ajun, cum se spune. Da. Dar și în ce măsură crezi că ceea ce faci acum la Lin o să-l modifice, nu fundamental, dar în mare parte scena și viziunea până la urmă? Viziunea nu știu. Asta constat totuși 2 ani de când sunt pe povestea asta, că viziunea e cam aceeași. Dar, într-adevăr, povestea se modifică. Tocmai pentru că fiecare acțiune, nu știu, o reacțiune care duce în altă acțiune și toate astea pot însemna lucruri diferite. Și acum cred că sunt într-un punct în care pot să aleg asta sau asta. Cu luciditate, băi, mai bine să se întâmple asta. Dar ca viziune nu simt că mă afectează foarte tare. Ce mi-au zis ei, din punct de vedere a viziunii, a fost să scutur un pic filozofia din poveste. Mi-au zis că începe să te axezi mai mult pe acțiuni. Că e deja filozofia acolo. Las-o așa, o să răzbată. Axează-te mai mult pe acțiuni și pe traseul dramaturgic în sine, pe momentele subiectului. Adică de acolo, da, și mă aștept în continuare față ce vorbim noi acum, poate cum o să fie draftul final și ce o să fie filmat și ce o să fie montat, sunt convins că o să fie diferențe mărișoare. Da, o să-mi benefice, crezi? Da, da. Asta simți că se întâmplă? Fără discuții simt că sunt beneficii. Adică dacă
aș fi avut eu un simțământ spre mine că sunt deștept, nu trebuie lucrurile astea, n-aș fi aplicat. Dar știu că aveam nevoie de ajutor și simt că îl primesc. Cel puțin tutorii, sau pierd cel puțin tutorile din prima etapă, îl simt că e acolo și că știi să te ghidezi cum realmente ar trebui să fac un profesor sau un mentor, să știi, să vadă în tine ceea ce oferi și ai și să știi să nu te perturbe ca tu să ieși singur la liman, adică simt asta. Eu nu mă consider un bun scenarist, că sunt cumva legate astea, nu știu, faci filmul, trebuie să-l scrii tu, tu îl regizezi sau... Deci nu e obligatoriu, dar rar parcă regizorii români iau, nu știu, să ecranizeze sau... Sunt ce în ce mai rar cazurile astea. Eu nu mă consider bun la scris deloc, adică deloc. Știu dacă văd un scenariu bun să-l identific sau dacă e un scenariu care, nu știu, îmi place, știu ce aș modifica la el să-mi placă mai mult, dar eu în sine nu mă consider bun la scris și de-aia am nevoie de chestia asta. Adică gândiți-vă că în momentul ăsta lucrez la scenariu și cu Florin Lăzărescu și cu Raluca Mănescu. Cu unul pe acțiune, cu unul pe dialog. Adică în halul ăsta de nepriceput mă consider. Eu mă consider bun pe set, adică când e pe set acolo, da, dar până atunci efectiv am nevoie de oameni să mă sfătui. Dar e foarte bine să-ți cunoști sau mici mine. Da, nu contest. Că pe set știu că sunt bun, asta zic, adică acolo știu că n-am slăbiciuni. Dar la pregătirile astea, asta zic, e un pic matematică, scenariul e un pic matematic, are formula asta de o treime, midpoint, răsturnare, planul 2, personaje secundare, când intervin, cum, la cât la sută, în ce minut. Și cumva ați prins capul și trebuie să o respecti în ideea ca să-ți funcționeze o oră jumate, două de film. Adică e mișto să fie anticonvențional și atipic, dar asta faci doar în momentul în care stăpânești aia foarte bine. Iar eu niciodată n-am stăpânit-o. Mai mult cât e film de debut. Poate la al șaptelea, la al optelea o să fiu mai bun, dar acum o percep ca o formulă matematică. Iar eu la matematică eram corigent în liceu. Bun. Deci după a treia etapă de limbi, când crezi că ar putea să... intri în producție cu filmul și dacă ai cu cine? Că dacă ai producători, ai deja vreo ofertă. Păi producători sunt Irina Malcea și Paul Negoescu, care sunt doi oameni din generația mea, cu care eu mă identific la nivel mental, ceea ce vrem să transmitem și la nivel de a face lucrurile. Adică și Paul e regizor, asta ce am și lucrat cu el de câteva ori și vedem lucrurile într-un fel asemănător încât să știu că ei sunt interesați de povestea asta ca să funcționeze. Eu sper până la finalul etapei a treia de la LIM în Bretania să am un draft nou, dar după aia când ar fi să intru în producție mi-e greu să zic, pentru că deja cred că după Irina și Paul trebuie să facă o strategie de a obține banii, fondurile, că-i CNC, că-i Eurimaj, că-i... Deci n-am nici cea mai vagă idei să vă spun. Dar vă dați seama că eu, cel puțin ca regizor, aș filma și mâine, dacă s-ar putea. Cum ți se par ceilalți participanți la LIM? Că sunt țări diferite, culturi diferite, structuri diferite. Nu știu cum să formulez. Mi s-a părut la fel de pasional ca și mine. Adică nu, n-am simțit pe nimeni că e acolo plictisit, nervos, n-are chef sau... Sunt toți foarte determinați să-și facă filmul, toți cred cu tărie în povestea lor, sunt foarte curioși să încaseze feedback, să-ți ofere feedback. Adică noi uneori ne ofeream soluții la al patrulea mic dejun, după ce discuția debutase în prima zi sau în a doua, înainte de plecare, mai venea lui ăla o idee să-ți zică. Și chiar și până azi ne mai cetuim unul altuia. Băi, vezi că la faza aia la tine acolo mi se pare că nu știu ce, poate ar fi bine să... Adică e o metodă de asta de a lucra unii cu alții, ceea ce mi se pare foarte util. Și asta tocmai pentru că toți sunt, nu știu, sunt oameni vii care vor să-și zică povestea și să vede că freamătă prin ei, să o scoată cât mai bine și cât mai repede pe ecran. Adică, nu știu, sunt adorabil. Să evolueze ei, dar să evolueze și ceilalți din jurul lor. Da, există lucrul ăsta de lucru în echipă la comun și cu bun simț așezat, cu discuții argumentate, adică cred că suntem adulți de acum, dar da, așa arată, ca un grup de adulți care vor să-și facă meseria, să ajungă pe ecran povestea lor. De unde vine? Din ce țară? E în terci total acolo, din Siria, din Israel, Irlanda, Singapore,
Norvegia, de peste tot. Am înțeles, da. Dar bănuiesc că este și un sistem bun de a-i cunoaște și de a rămâne în contact cu oameni din alte cinematografii. Păi este, da, da. Bănuiesc că o să rămâneți. E aparent, dar oricum am învățat că în domeniul ăsta cel mai important este să te vezi ochi la ochi cu omul. Adică așa, bă, ți-am văzut filmele, așa nu prea, dar când îl cunoști pe ăla, altfel se leagă relația, da. Și da, e bine tot timpul să cunoști oamenii lor și să rămâi în relații, că na, ne așteaptă atâția ani în față de întâlniri, de filme, de păreri, de, adică e chestie fluidă și o prietenie, nu știu, se construiește în timp și are nevoie de timp. Da.